pentru tauri, cei care sunt destul de angoasați din pricina unor tentații și provocări pe zona profesională, cum se prezintă lucrurile săptămâna următoare și luna următoare, în sensul că ei trebuie să înțeleagă că, pe de-o parte, trebuie să evite momentele neprielnice și împrejurările neclare. De ce? Deoarece Neptun, pe casa 11-a, unde el este destul de confortabil, spune că tot ceea ce este neclar nu poate face fuziune cu destinul următor al taurilor. Ei trebuie să se înscrie pe linia lor de destin, acceptând și accesând situații inedite, frumoase, care vin într-o notă armonioasă, situații care sunt destul de puternice către ei, adică să fie clar că sunt trimise de cineva. Ei trebuie să înțeleagă nativii taur că poate este posibil să existe niște schimbări în viața lor, s-ar putea să se întâmple ceva în urma unor evenimente, să-și schimbe poate locul de muncă, poate casa, în orice caz, sunt niște transformări, niște schimbări majore în viața lor, pe care ei trebuie însă să le primească cu sufletul deschis, în ideea de a se încadra pe o nouă linie de destin. Nu este o perioadă bună pentru a stagna pentru nativii tauri, deci orice li se permite acestora, mai puțin stagnarea. Deci ei trebuie să se apropie de tot ceea ce este mai bun și mai incitant din punct de vedere socioprofesional. De asemenea, știm că sunt o zodie, că taurul este o zodie cu picioarele pe pământ, fiind primul semn de pământ. Dar acum Uranus vine cu o mică tulburare, cu o mică schimbare din punct de vedere al ideii de a fi cu picioarele pe pământ, în sensul că totul se modifică, totul se schimbă și ei trebuie să demonstreze faptul că aceste modificări nu sunt întâmplătoare și că ele au un rost în viața lor. Adică, intensificând intuiția, nativii tauri ar putea să abordeze altfel, de exemplu, problema profesională. Să devină mult mai inventivi, să încerce să devină și mai buni, să încerce să caute asocieri sau asociați care să îi ajute suplimentar să nu stagneze și să dea atenția cuvenită unor situații profesionale foarte importante, pentru că putem să le spunem fără a greși că în viața nativilor Taur apar situații profesionale cu adevărat importante. Nativii Taur au și Marte și Pluton în casa noua și sunt multe activități planetare în casa noua care are mult de a face cu aspecte chiar juridice, mediu academic, difuzare, nu știm, aspecte internaționale. Deci este posibil pentru Tauri să aibă niște colaboratori internaționale sau anumite proiecte pe internet. Marte și Pluto în casa noua va rămâne până în martie 2023, deci le deschide foarte mult acest drum ca ei să poate să se dedice în acest aspect. Deci probabil mulți tauri vor avea intenția acum să călătorească sau să descopere anumite tehnici spirituale, pentru că casa noua ține și de aceste dezbateri filozofice sau aspecte pe care, la care poate nu s-au dedicat până acum, fiind un semn de pământ. Uranus în semnul pământului, Taur la 4 grade, dar este un unghi ideal față de soare și eclipsa aceasta de lună nouă la 4 grade în Capricorn. Fiind și Jupiter, cel care este acela ca energie, care dăruiește darul și norul la 2 grade în Capricorn, au multe șanse, dar contează și mult acești ultimii 12 ani în care lui Jupiter i-a ajutat foarte mult. Deci pentru tauri cu adevărat s-ar simți foarte mult să descopere ceva nou, poate în spiritualitate, care pentru ei înseamnă un drum nou. Poate nu ușor la început, fiind un semn de pământ, mai pământeni, mai cu picioarele pe pământ, cum spunem noi, dar cu siguranță vor lua o decizie majoră, poate surprinzătoare, pentru că este și energia lui Uranus. Deci toată această energie se poate manifesta ca o recompensă și pentru munca care au depus-o până acum. Deci contează foarte mult și ce au făcut până acum, unde au pus energia și ce obiective au mai Avem un departe. aspect foarte important, Cristina, aș vrea să-l menționăm. Este vorba despre trigonul Uranus-Jupiter din Taur cu Capricorn, un trigon între două planete foarte importante, Jupiter cea mai mare planetă a sistemului solar și Uranus de asemenea tot o planetă mare, Și elemente planete de pământ. mare, poftim? Și elemente de pământ, Taur Și și pe elemente de Capricorn. pământ, exact, planete care au o mare relevanță pentru nativii Taur în acest trigon superb despre care vorbeam și care ce înseamnă șansa de a pune în practică idei, acțiuni sau de a participa la evenimente de mare anvergură într-un mod în care roadele le vor culege într-un timp record.
Deci este vorba despre o șansă fantastică de a se de a antrena niște energii foarte frumoase într-o zonă în care ei pot acum sau cel puțin li se va permite să facă lucruri, spuneam, de mare importanță. De asemenea, tot Jupiter Uranus propun o reconfigurare a propriei filozofii de viață. Ei vor vedea și vor înțelege cu totul și cu totul altfel lucrurile. Vor deveni mult mai rafinați în a înțelege lucrurile care până acum îi deranjau sau îi făceau să se revolte sau poate chiar să ceară socoteală celor din jurul lor. Acum taurii vor avea un fel de atitudine de spectatori în fața greșelilor celorlalți, pe care le vor înțelege ca fiind mici neatenții sau ca fiind situații de criză. Vorbeam despre a fi moral și a fi corect și spuneam că nu este același lucru, că poți să fii corect, dar să nu fii moral. Da, așa este. Pentru nativii tauri, cei care sunt în perioada imediat următoare direct preocupați de ideea de corectitudine și de moralitate, le sugerăm să aibă grijă de ceea ce fac ei, de dezvoltarea aceasta a lor și de ideea de a fi ei înșiși foarte corecți, moral și așa mai departe și să se preocupe mai puțin de corectitudinea și de moralitatea celor din jur, pentru că acum este o perioadă care pe ei îi încurajează să devină corecți și morali și nu să fie preocupați de aceste lucruri văzute în oglindă la cei din jur. Nu putem vorbi la nativii tauri despre dezamăgiri profunde, dimpotrivă, vorbim despre lucruri foarte frumoase pe care prietenii li le oferă, vorbim despre șansa de a călători, de a face călătorii foarte plăcute și de mare forță, despre șansa de a crește din punct de vedere spiritual. Ei trebuie să-și țină consecvent sub urmărire relațiile, deci oamenii cu care discută, relaționează sau fac tot felul de afaceri, pentru că aceștia pot avea momente în care îi pot ajuta, dar pot avea momente și în care se retrag subit și pur și simplu dispar din vizorul taurilor. Acest lucru este dat de Uranus, care vine cu oarecare instabilitate și cu oarecare fluctuație. Deci cei sfătuim pe nativii tauri să prindă trenul, cum se spune, atunci când este în stație, să nu aștepte sau să se revolte dacă, spre exemplu, cineva le-a făcut o propunere și peste 5 zile propunerea nu mai este valabilă. Așa este și cu Marte în Scorpion în casa 7-a de parteneriat, este posibil să colaboreze cu partenerii, cu soția, deci este foarte important ca taurii să-și dea voie să ceară expertiza unor producători, publicisti, parteneri de afaceri, contabili sau avocați și să nu mai fie ei care întreprind aceste acțiuni. Și această lună nouă le permit foarte mult să colaboreze cu sugestii în considerare în propriul acest proiect care va avea o fructificare pe termen lung. Și 27 decembrie este o zi foarte benefică pentru ei cu această conjuncție Soare-Jupiter. Deci este o zi în care ei pot să călătorească sau să semneze niște contracte care ajută foarte mult. Mergem mai departe să vedem.